Echipa de volei Speranțe a Clubului Sportiv Școlar Zalău nu a scăpat de CSS Lapidej la turneul semifinal. Deși a avut-o ca și adversară în cadrul grupei E, gruparea clujană a fost repartizată în aceeași serie cu echipa antrenată de profesorul Horea Giurgiu și la turneul semifinal programat în perioada 18-20 martie la Ogna Mureș. După duelurile cu CSS Lapidej din cadrul seriei E a campionatului național de volei, rezervat categoriei de vârstă Speranțe, echipa de băieți a Clubului Sportiv Școlar Zalău se va duela din nou cu gruparea de Jeană în cadrul turneului semifinal programat în perioada 19-20 martie. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Volei, cele 16 echipe calificate la turneul semifinal au fost repartizate în 4 grupe, iar spre surprinderea profesorului Horea Giurgiu, tehnicianul echipei sălăjene, echipa Clubului Sportiv Școlar a fost repartizată în aceeași serie cu echipa care a câștigat grupa E în prima parte a campionatului. În prima serie a turneului semifinal, ale cărei partide se vor disputa la Botoșani, au fost repartizate CSS Botoșani, CSS Nicu Gane Fălticeni, CSS Galați și CTF Mihai I București. În seria a doua, care se va disputa la Buzău, se vor duela CSS Buzău, CVM Tomis Constanța, CSM B București și CSMA București. În seria a treia, din care face parte și echipa CSS Zalău, au mai fost repartizate CS Ocna Mureș, LPS Suceava și CSS Lapidej, iar turneul se va disputa la Ocna Mureș. În seria a patra, una dintre cele mai echilibrate, se vor duela în capitala Băniei, CNNT Craiova, CSS Caransebeș, CSS Toplița și CSS Blaj. La etapa finală se califică pentru faza finală echipele clasate pe primele două locuri în fiecare dintre seriile semifinale.